Eduard Grosu, cel mai bun sprinter român, s-a antrenat pentru urcarea muntelui Fuji de la Olimpiadă, cățărându-se pe panourile din sala de escaladă. Eduard Grosu este un sportiv înnăscut. Deși cel mai bine se simte pe bicicletă, cățărarea la escaladă s-a dovedit a fi la fel de naturală pentru el. Rutierul român abia așteaptă cursa de la Jocurile Olimpice, când va trebui să urce la 3776 de metri. Am simulat oarecum escalada muntelui Fuji de la Tokyo. Sper să fiu acolo prezent și să fiu în top în cursa de la Olimpiadă. O voi face chiar de două ori în timpul cursei și vreau să încerc aceeași senzație din vârful muntelui Fuji ca din vârful panoului de escaladă. Eduard Grosu nu se află la prima cățărare. Originar din Zărnești, ciclistul în vârstă de 27 de ani e bun prieten cu muntele. Mama natură m-a înzestrat cu forța sprintului și nu cu cățărarea, deci trebuie să mă cățăr undeva mai rapid decât o fac pe bicicletă. Am încercat asta în munții din Zărnești și mi-a plăcut foarte mult. Este o experiență nouă care cu siguranță mă va ajuta pe viitor și o să revin aici. În off-season încercăm să facem sporturi alternative pentru a ne menține în formă, pentru a ține mintea ocupată și cu siguranță fiecare exercițiu fizic și mental ajută în performanțele care o să vină.